Doamnelor și domnilor, ne aflăm în fața Casei Sindicatelor din Târgoviște, aici unde așteptăm apariția corului popular românesc Dragoș Vodă din Bucovina, Republica Ucraina. Aceștia vor susține un spectacol cu ocazia zilelor municipiului Târgoviște. Corul Dragoș Vodă din Cernăuți este mai mult decât un ansamblu muzical. Este o marcă a vieții culturale românești din Bucovina. Lângă mine se află dirijoarea corului Dragoș Vodă, doamna Cristina Chirilă. Bine ați venit la Târgoviște! Bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră! Poftim! Vreau să vă spun că suntem corul Dragoș Vodă de la Bucovina, Cernăuți, din Ucraina. Depindem de comunitatea românească Mihai Eminescu de la Cernăuți și ne aflăm astăzi aici de sărbătoarea Sfintei Marii alături cu voi, datorită domnilor Mihai Ducu și Geo Popescu, cărora le mulțumim din suflet. Suntem foarte încântați de ceea ce am văzut aici. Sperăm că nu va fi ultima dată. Când suntem un cor de muzică populară, religioasă, patriotică. Sperăm că vă așteptăm și pe voi la noi să vedeți locurile noastre frumoase. Încă mai una vreau să vă spun că în Bucovina sunt 181.000 de români care toți cu mare dragoste respectă portul național, religia, limba și sunt cu sufletul și inima aici cu voi. Vă așteptăm cu mult drag la noi să vedeți locurile noastre și chiar cam atât. Suntem foarte încântați de ceea ce am văzut aici la voi la Târgoviște. Religia cu ochii, ochii verzi, ești afară de mă vezi.